Mă numesc Ilie Mariana și îmi face plăcere deosebită să mă aflu în fața dumneavoastră și să vă pot povesti câte ceva în legătură cu mine. Îmi face plăcere că ați venit astăzi în casa mea, pentru că de când vorbim în fiecare lună la telefon, eram chiar curioasă să știu cu cine anume vorbesc. Discutăm despre un anumit produs pe care eu îl comand la dumneavoastră și care mie mi-a ajutat foarte tare. Înainte de a afla despre acest produs într-o emisiune televizată a domnului doctor Hulber Dacian, mă mișcam greu. Nu puteam să mă ridic după canapea, nu puteam să stau în picioare, nu puteam să merg pe stradă, așa, în mod normal, cum eu eram obișnuită, ci doar cum se putea. Aveam și alte neajunsuri, nu puteam să urc scara până la etajul 2, unde locuiesc. Era un supliciu să mă urc într-un mijloc de transport, chiar în mașina copiilor mei. Era tare greu și am apelat la anumite medicamente despre care auzisem și, în fond, și recomandate de un medic reumatolog, antiinflamator și analgezic. Însă nu puteam decât 10 zile pe lună să le iau. Era foarte bine în perioada tratamentului și eventual câteva zile după terminarea tratamentului, după care dansul începea din nou. Mă numesc Ilie Dumitru, sunt soțul lui Ilie Mariana și ce vreau să vă spun? Înainte de a lua medicamentul ăsta, era vai și amar. Eu mergeam înainte, ea după mine. Să vă uita de picioare. Olo, ce mă fac? Olo, cum mă descurc? De când a luat medicamentul ăsta, Liprinor, văd că mă lasă în urmă. Merg pe stradă, stai, fată, mă lași în urmă. Eu nu pot să merg. Și sunt mulțumit și eu, pe lângă ea, că a putut să ajungă să poată să meargă, nu putea să ridice din pat. O ridicam de mâini de multe ori, ridică-mă, mă, că nu pot să mai merg. Ce s-a întâmplat cu tine? Și de când a luat tratamentul ăsta, văd că și-a revenit. Chiar mă miram și mă întrebam, oare e așa de bun? Și atunci, văzând emisiunea la televizor, am hotărât să am încredere în acest produs, deși nu-l cunoșteam, și am încercat, am făcut comandă, am primit medicamentul, produsul naturist Liprinol, pe care îl iau și la ora actuală, și în urma căruia consider că sunt alt om. Încă după primele 2 săptămâni am simțit că pot merge mai ușor, că pot urca scările, că pot sta în picioare 2, 3, 4, 5 ore chiar, fără să fac pauze, fără să trebuiască să mă așez. Mă simțeam foarte, foarte bine. Nu mă recunoșteam. Membrii familiei mele abia pot să se țină pe stradă după mine, dar pentru că eu la ora asta merg într-un ritm alert și numai așa cum eram înainte de tratament. Trebuie să vă mai spun încă un lucru foarte important. Important pentru mine și probabil și pentru alte persoane care au aceeași afecțiune. De foarte mulți ani, colesterolul și trigliceridele mele erau foarte mari. Niciun tratament, indiferent că am luat tratament cu Lipantil sau Zoocor sau alte produse, nu mi-au ajutat. Scădea, dar scădea foarte puțin. Acum, după tratament cu Liprinol, mi-am refăcut analizele din foarte multă curiozitate. Și, spre surprinderea mea,
atât colesterolul cât și trigliceridele au fost în limite absolut normale și sunt încântată pentru acest lucru. Cu colesterolul, de câte ori și-a făcut analize, vai mama lor, lua tot felul de medicamente, tot felul de și ceaiuri și nu știu ce n-a luat. E, de când a luat acest medicament, i-a scăzut colesterolul. Așa că recomand tuturor celor care au probleme la fel ca și mine să ia cu multă încredere și să mă vadă și să vadă. Sunt exemplu viu.